că s-a uitat. Încetul cu încetul o să fie bine. Padirus, nu-l chem. Îmi vine acasă. După experiența la Euro? Stai să vedem. Ce experiență o să aibă? No, orice ar fi, eu cred că e wow. Da, suntem gata. Poate tu. Poate. Cum își ascunde Haribo? Aici nu-l lași la el. Ca un copil. Care, așa făceam și eu, că mi-ascundeam dulciurile de frate meu. Nu sunt pe mână. Ești pază pe el. Ce nume mai e tu? Daria. Daria. Agapia. Agapia, foarte faină. Mulțumesc. Gahiu, ca pe scurt. Eu zic că sunt aici cu Gabriel și cu Agapia. Da. No. Păi lumea așa mă cunoaște, că e un nume mai interesant. E fain. Este mănăstirea Agapia. Da. În Moldova. Da. Da, asta poți să-l las mai... Așa. Nu știu, poate mai rău să-l pun un pic. Deci... Măcar nu s-a auzit. Pune un pic mai către tine. Așa, e ok? Da, așa. Botoșanii. Ia vorbește ceva. Bună ziua. Oi, oi, oi. Faș. Ai voce de aia de... De luptător. Da. Kung fu. Se vede că-s fundaș. Da. O știi pe aia, pe Mihaela, de la Naționala României, de femei. Aia, mă, Mihaela, nu mai știu cum. Tot să o caut. La fotbal? Da. Mihaela. Nu, Mihaela. Faci reclama la Haribo. Da. Sponsor me. Bine, ar fi. Dar ne merg toate recurile. Da, nu mă interesează pe mine. Oricum pe mine mă interesează că răcești. Meluță. Teodora Meluță. Ah, Meluță, da. A fost coleg cu... Ai, e foarte frumoasă. Da. De obicei, fotbalistele nu sunt frumoase. Oameni. De obicei sunt băiețoase. Da. Așa zici că-s femeie bărbat. Da, și Meluță. Meluță nu da, cred. Nu știu. Arată prea bine să fie pe invers. A avut iubit. A fost și, cred că, logodită, parcă. Cu... Dar s-a despărțit. Că ăla nu accepta să joace fotbal. Sper corect. Dar tu accepti să joci fotbal. Păi tu ești băiat. Da, da. Jules Verne. Suntem de o măsură, nu? Bogdan. Noi doi la ce? Nu, eu cu ea, la înălțime. La înălțime, da. Pe după 7 ani de jucat basket. Și eu cred că meritam un 8-6. Nu, vezi, ai mai pus un subiect la Bogdan. Să te întrebe de basket. Da. Cea mai fain experiență din viață. Dar vezi că n-ai voie să dai nume. Numai o secundă. De ce? Păi dacă menționezi numele profei de canto, are ceva? N-ai. Ce? O zici Bogdan fără nume. Pe... Adică vorbești mai puțin. Pe trebuie să zic cine m-a tras în jos și cine m-a ridicat, nu? Cine te-a tras în jos? Mm-hmm. Adică eu? Nu. O persoană care mi-a zis că nu mai am voce și ce caut la ei în ansamblu. De la Gesso. Dar nu trebuie să menționez asta. Nu menționez asta, că nu-ți nesimțit-o. Nu, secundă. Ce fain. Chiar e fain. Nu știu, mă Urban. Simt așa liniște. Da, e fain, e lejer. Așa cauzi. Uh-huh. Urban Podcast. Bun. Bun, îi dăm drumul? Uh-huh. Aia, sunt bap. Ne mai dăm drumul? Ba, da. Ce lucruri vintage. Da. Asta e din spatele meu. Gata, Marius? Da, da. Bun. Bună ziua tuturor din nou. Azi la Urba Podcast avem două persoane, doi invitați, un fotbalist și o cântăreață. Acum nu știu ce fel de cântăreață, de muzică populară, de biserică sau nu știu, poate te mai reprofilezi și o să cânti și pop, mă gândesc, sau nu, numai populară ești. Numai populară momentan. Da. Pe Gabriel și Daria, sau Agapia, un nume foarte frumos, am zis, mi-e place foarte mult. Vă mulțumesc că ați venit, v-ați rupt din timpul vostru de sportiv și de interpret, că mai ales la de interpret știu că e foarte ocupat, nu știu ce face, dar ca să ajungi la performanță și în fotbal și în muzică trebuie să studiezi și să muncești mult. Tu ești de performanță, numai păcat că nu ești în România, bine, e tipic, știi, la noi. Aia buni nu sunt în România pentru că nu-s apreciați sau nu-s folosiți. Dar cine știe, poate că revii și tu. Salut, cu tine poți să dau mâna.
Salut! Bună! Bună ziua! Bună! Cum se combină treaba asta, fotbalul cu muzica populară, între voi? Că voi sunteți și un cuplu. Da. Dacă vrei, poți să încep tu și după zic care și vreți eu. Voi? Păi se îmbină, cum ai menționat și tu, prin dragoste, da. Prin apreciere, prin susținere, prin ajutarea partenerului de a evolua, de a-l aduce la cea mai bună versiune a lui. Uh-huh. Și important că ne susținem unul pe celălalt. Asta e cel mai important lucru și ne înțelegem orice problemă și orice... Tu ziceai că stai în Ungaria, nu? Da. Păi și tu stai cu el în Ungaria? Nu, stau în satul mare, încă sunt la liceu. Da? Da. Dar câți ani ai? 18 fac anul ăsta. Mulți ani. Mulți înainte, scuze. Mulțumesc. Am înțeles. Cred că stai cu tine în Ungaria. Nu. Și tu cât stai acolo? Toată săptămâna sau cum? Depinde de program. Eu stau în Ungaria până am meciul și după meci ne dă liber, dar sunt zile când pot să vin și acasă, dacă am o zi liberă sau două. E o distanță de 150 de km. Da, repede. O distanță destul de mare. Bun, la ce echipă joci tu? Corțul. Și ești fundaș, așa? Da, fundaș. Dar de unde ai început tu cu fotbalul? Că știu că toți la voi în familie sunt fotbaliști și frate tău e la fel. Am început la junior, la Olimpia, la domnul Cic, după aceea până s-a desfințat vechea Olimpia, am jucat tot la... Uh-huh. Am făcut între LPS și Olimpia, că eram și la liceu sportiv. Da. Și după aceea am plecat la București, la Academie Privată Sportiv București. După ce am terminat junioratul la Sportiv, am venit la Olimpia Suporterilor, Olimpia 1921. Am jucat în timpul, de fapt, încă nu venise pandemia, am jucat la ei, am apucat să joc un meci. După ce a venit pandemia, am jucat un baraj cu CSM-ul. Aha. Atunci ei s-au dus mai departe, după aia a venit o ofertă de la Zalău. La Zalău n-am fost acceptat, bineînțeles. De ce? De ce bineînțeles? Păi au fost alte interese la mijloc, alți jucători care aveau agenți, care aveau impresari și n-am fost văzut atât de bine. Dar după aceea a venit și oferta celor de la Șimleu, unde am stat 2 ani de zile, un an jumate, un an jumate. După aceea am fost ofertat de cei de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Și a fost acolo? Da, am fost acolo, dar din păcate, în urma unor neînțelegeri, nu mi-a fost înregistrat contractul. Cum? Poate întâmpla așa ceva? Da. Cum? Eu plecasem liber de contract de la Șimleu. Ok, și? Și pur și simplu mi-a spus cei de la Târgu Jiu înainte să înceapă campionatul, eu mă pregăteam deja să debutez în Liga a doua. Da. Mi-a spus că, uite, nu ți-a fost înregistrat contractul. Deși eu fusesem deja jucător liber de contract. Păi să zic, ce contract nu ți-a fost înregistrat? Contractul de la Târgu Jiu. Păi de ce? Nu știu, nu pot să-mi explic. Dar mă bucur că nu am fost acolo, pentru că și fratele meu are o situație destul de delicată cu ei. Dar el e la Olimpia, nu? Da, da, el aparține de Târgu Jiu. Da? Da. Vi s-a făcut un contract pe 5 ani. Am înțeles și împrumut cu la Olimpia. Da. Și după aceea am plecat la Siget, am promovat cu Sigetul Liga 3, după aceea am plecat să joc în Germania, fotbal. Da? Da, și am făcut și muncă pe lângă. Ce ai lucrat? Curier. Curier la ce? La Amazon? Nu, era o firmă de curiera de noapte. Uh-huh. De noapte? Da. Și cum, lucrai noapte și ziua jucai fotbal? Da. Ziua aveam antrenament, după antrenament plecam direct la muncă. Oh, și după bine că puteai. După ce am venit din Germania, m-am întors din nou la Siget, au venit cu ofertă mai bună decât cea din vară înainte să plec în Germania și ne-am salvat cumva de la retrogradare, că erau într-o situație destul de nașpa și chiar aveam un antrenor foarte, foarte bun pe domnul Ienci. Care? Ienci Adrian. Mă sună foarte cunoscut. Da. Să jucat și la echipa națională. Da. M-am înțeles extraordinar cu dânsul. Am rămas tot la Siget, venise fost antrenor de la Șimleu. Am continuat cu dânsul. Și după aceea, printr-o neînțelegere sau mai multe vorbe spuse așa, clubul a renunțat la mine. Și te-a dus în Ungaria. Da, și m-am dus în Ungaria. Și cum e în Ungaria? Mai bine ca aici?
total mai bine ca aici. Știu, față și că arbitru e diferit. Orice, față de orice condiții din România, except în cele din Liga 1, că se, cam se aseamănă cele din Liga 3 cu cele de Liga 3 de acolo. Asta e diferența, că e Liga 3 cu Liga 3. Și chiar am jucat cu Bekeșov, au o bază, ei fiind în Liga 3, acum au promovat în Liga 2, aveau o bază de 7-8 terenuri plus stadionul mare. Știu cum arbitrat acolo, știu, da. Și arbitrii mi se par mult mai diferiți arbitrii de acolo față de cei de aici. Și suporterii sunt mult mai civilizați, mult mai... Pe stadion acolo nu e ca și la noi, e gălăgie, urlete, înjurături. Păi nu, aia mers să se bucure de sport. Da. Și dacă au o problemă, au o problemă cu arbitrii, nu cu deci jucătorii. La sfârșit, toți jucătorii vin, dau mână cu toți suporterii. Nu-i hudește ca așa aici pe Națională. Nu, nu. Orice ar fi, și dacă ar fi pierdut, și dacă ar fi câștigat, și dacă ar fi făcut un egal, ei vin frumos, dau mâna, suporterii susțin în continuare. Tu mergi la meciurile lui? Da. Și îl susții? Normal. Acolo faci și tu gălăgie un pic? Nu prea fac gălăgie, că nu prea știu limba. Da, păi pe românește. Nu, nu. Sau pe engleză? Nu, că stau cu minte. Mai ales când știu că joacă el, stau cu minte. Nu mă enervez foarte tare. Da. Dar mai are frici. Ce frici? Că își rupe piciorul, ce? Da. Că mi-a spart capul. De față, da. Da, eram acolo la meci. Se și vede aici. De aia s-o tuns. Chiar, că tu aveai un pic mărul mai mare. Parcă. Da. Rău? Destul. Cam și trebuie să joci cu cască? Da. A, deci că... Nouă Cristi Chivu. Ești Chivu, da. Exact, că și el era fundaș. Pe cum ți-ai spart capul? Da, cap în capul careva? Da, dintr-o minge lungă. Bine, a fost vina mea că am sărit destul de târziu și adversarul meu deja prelungise mingea pe spate și am venit direct și am dat cap în cap. Și pe mine m-a prins aici pe mijloc, unde e zona mai sensibilă. Și eu cred că e ceva așa, plăglumă, că nu se vedea din tribună chiar atât de grav. Nu, că era... Și știe că nu sunt genul de tip care să mă plâng. Sau ești fundaș, el de obicei când se lovește sau pică, nu urlă. Și când am auzit că urlă, am zis, ok, ceva s-a întâmplat grav. Dar nu mă așteptam să-și fi spart capul. Păi nu mi-a văzut echipamentul tot cu semne. Da. Și ce culoare avea echipamentul? Alb. Mai, cum e mai rău? Tu unde cânti? La Vițe de Eder, așa? Da. Te-am văzut cu maestru Rotar în poză. Da, și cu doamna profesora Ana Maria. Da. Cu profesora, nu, o știu, dar pe Rotar o știu. Numai la voce? Da. Bine, cum te-ai apucat de cântat? Că și tu ai fost sportivă. Da, chiar ca mare. Basket. Da. Da. Eu am crezut că tu ești sportivă până când mi-ai zis că tu cânti. Nu, nu. Eu am început, mie de mică îmi plăcea să cânt. Cântam piesele lui Susana Toader de mică. Și de acolo am început cu sportul, cu basketul, singurul sport care m-a atras. Am făcut toate tipurile de sport până acum. Am rămas la basket, după pe Satul Mare, clar, nu s-a făcut o performanță pentru fete, pentru junioare. Pe cum? Că eram în Liga 1, nu? Fetele mari. A, da, ok. Bun, și asta trebuie să tragă după ele. Nu, nici de băieți, nu s-au făcut toți colegii mei de la Magic Ball, eu la Magic Ball am jucat. Au plecat în Ungaria, în Baia Mare, unde se face performanță și la Oradea. Chestie. Cum mă, că ți-a bani s-a băgat aici în Satul Mare în basket? Da. Cum și vezi, s-a desfințat. Și am fost a doua echipă pe țară. Pe asta zic, eu nu are cum să se desfințeze așa ceva. Ce chestie. Da, da, păcat de fete, că erau foarte buni. Erau... Da, eu și am avut niște prieteni care au plecat în Anglia de aici la basket. Adică mi se pare, wow. Toată lumea pleacă cu basket, fotbal, orice ar fi din Satul Mare, toată lumea pleacă. Da, nu știu dacă vei și la CSM sau la alte echipe, foarte puțin din Satul Mare. Păi la CSM, la ce? La fotbal cât sunt din Satul Mare? Ei, Jigo? Foarte puțin. Jigo. Jigo, Adi Bura. Da, Bura. Mai sunt câțiva juniori. Nu, nu, la echipa mare. Da, la echipa mare, câțiva juniori. A, da, da, știu. Da. Da, dar nu, da, eu știu pe toți, da. Mureșan, care a rămas. Și cam, care? Cam ăștia. Păi ăștia, da, ăștia stau aici, că deja știi, no, nu mai ies la prima tinerețe în fotbal, să zic așa. Au familie aici, au... De aia stau, dacă nu s-ar duce și ei, dar... E chiar, exact, toată lumea mereu, orice sport. Și la echipa fratele meu, doar câțiva, restul sunt străini, adică... La suporteri, cât să... Păi, frate tău, din Satul Mare, Fair. Daniele? Nu, ce, care Daniele? E junior. E junior? A, nu, dar nu pune junior. Capitanul.
Raul. Da, 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 da. Batin. Băi, da, și atât. Portarul de rezervă, Sugar, și restul. Da, putem să zicem și portarul de rezervă. Batory. Batory, ai... Senzație. Face parte din staff-ul clubului. Da. Să menționăm lucrul ăsta. Pe Batory e sufletul clubului. Ai văzut ce... Sufletul și inima. Până iau proșul și îl trimite în tribună. Ai văzut colarușul, ha? Deci, am văzut prima dată în viața mea un arbitru să ia cartonul. Să ia roșu, ha? Da. Da. Bine, acum poate fi un arbitru fotbalist care să ia roșu. Bine, Batory e un om care știe fotbal. Asta e bine. Știi, și el e bun acolo, e foarte bun. O echipă trebuie să aibă unul ca el. Da. Mă gândesc că își face treaba foarte bine din ce vorbesc cu Lau. Păi dacă îl țin de atâta timp, sigur, că nu l-ar ține numai așa. Da. Să fie ținut. Tu ai zis că ai înregistrat o priceaznă, dar da, alte piese, cover-uri? Cover-uri, nu. Acum pregătesc o piesă... Populară? Populară, de Maramureș. Da, mă. Da. Moroșancă. Nu, acolo, Maramureș, Sighet, da, Maramureș. Da, îmi place. Păi eu toate iernile, marea majoritate a iernilor, le petreceam la Sighet, la mătușele mele. Da. Și... Nu spune că în Sighet eu vă cunoscut el. Nu, no, nu. No. Era tare așa. Nu. Dar unde vă te cunoscut? În Satul Mare? Da. A, tu ești la mine Botiz. Că ești din Botiz. Da. Da. Știu, și părinții mei de acolo, că taică meu e din Botiz. Dar e o zonă interesantă. De Crăciun, în seara de Crăciun. Te duci la, la colindat? La o prietenă. Da, la o... De cât timp? Cooptat cu ea. De un an jumătate, da, împreună, da. Aproape. Mai greu să găsești o femeie care, sau o fată, bine acum, care să-ți accepte chestia asta, că tu mergi, stai acolo, știi, da, foarte greu. De asta e vorba într-o relație, să ne susținem unul pe, da, altul. Da. Bine, dar la vârsta ta puține fete gândesc așa. Foarte, da. Foarte puține. Și de vârsta mea foarte puține fete care... Da, dar de orice vârstă, e greu să susții un om, să-i înțelegi, da, și băieții, visul. Și băieții la fel, că nu cred că m-ar susține pe mine să cânt, să mă vadă lumea. De ce? Păi, cum îți beți în ziua de astăzi? Nu știu. Geloși. Păi și bun, atunci ce ar trebui să faci? Să stau acasă. Să cânti cu o mască pe față? Sau nu acasă, știu? Nu știu. Păi da, să te țin acasă dacă poate, careva. Că nu e mare lucru. Dacă ai bani, poți să-ți ții. Acum nu știu, dacă cred că știi un fotbalist. Dacă are vise de urmat, am zis că o să-ți... Dar e trist să oprește o fată, să zici că nu, că eu sunt gelos și nu te duce. Sau eu să zic că nu merge, nu pleca în Ungaria când are o oportunitate. Tu nu ai lucrat nimic în afară de fotbal, nu? Nu. Mai vezi, e bine. Adică dacă poate trăi din asta, e foarte bine. Păi da, din asta am câștigat. În Liga 3 în România nu prea poți trăi din asta. Nu știu cât salariu ai tu, dar aici sigur nu se poate trăi. Dar nu se compară cu cel din România pe care l-am avut. Da, dar cred că și respectul față de tine ca jucător și ca asta e altfel acolo, nu știu. Nu zic, n-au probleme că ești român sau de asta. Nu, m-am integrat ca și cum aș fi de altfel. Aha. Bine, îți de-a lor, că am dublă cetățenie. Ah, ok, nu vezi. Păi ești de-a lor, că dacă nu ești de-a lor, nu poți să fii în echipă. Și ești titular sau... Da, nu. Am lipsit doar câteva meciuri. Trei, cât mi-a spart capul. Ce, numai trei meciuri ai stat cu capul spart? Da, păi era că... Adică să nu intervină ceva la antrenament din cauza intensității. Am avut și cred că am încă un hematom intern. Trebuie să-mi fac încă o dată nașpa analizele, dar oricum am pățit să, da, în timpul antrenamentului să simt că, da, că mă lasă picioarele sau asta, dar nu era din cauza căldurii sau asta, era din cauza intensității prea mari. Dacă nu erai fotbalist, ce voiai să fii în viață? Sincer? Da, sincer. IT-ist. IT-ist. Ah, nu, și nu ai făcut niște cursuri, niște școli pentru asta? Nu, m-am gândit să mă înscriu la niște cursuri de IT-ist, dar... Dar ce IT voi să faci? Programare? Da, programare. Uh-huh. Păi poți să mergi, ia, o să te ia CFR Cluj, te muți în Cluj și ai acolo o grămadă de oportunități să înveți. Da, nu zic că nu, sunt oportunități peste tot în IT în ziua de astăzi. Sunt și cursuri și pe care le poți să faci. Cursuri, da, și poți să lucrezi de acasă. Da, dar... Mie de mic mi-a plăcut calculatoare. Nu eram cu jocurile pe calculatoare, în sine calculatoarele. Aha. Băi, eu tot caut acum unul de la vintage să îmi cumpăr, știi? Un monitor de la mare, așa, mare, un pic mătuit, așa. Să fie ca și... Nu, să nu fie alb, știi? Să fie așa mătuit de timp. Nu știu de ce am eu, să mă joc pe el. Probabil la piața de vechituri o să găsesc.
O să mă duc duminică să... să nu-ți puște dacă îl pornești. Păi nu, că... Da, mă, dacă pușcă sursa asta ne descurcă. Și tu ce vrei să fii? Și tu ce vrei să fii în viață? Că tu ești foarte, foarte la început de viață. Da. Eu m-am gândit să mă duc pe pedagogie. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii. Îmi place să lucrez mai mult cu copiii cu probleme. De-aia aș vrea să mă duc pe psihopedagogie. Psihopedagogie? Da. Da, pentru că în România nu suntem la standardul în care să ne ocupăm de copii cu probleme. Mergi la centre, mergi nu știu unde, toată lumea urlă pe ei, n-au răbdare. Sunt foarte, foarte puține persoane care au răbdare cu copiii de genul. Mai ales cu cei bolnavi. Da. Și tu ai răbdare cu ei. Da, ai avea? Place, da. Și nu te gândi să mergi la normal, la... Pedagogie, ba da, dar uite ce generații vin, văd și la noi la liceu, copii de clasa 5-a. Păi, e dezastru, față de cum a fost noi. Așa. Nu doar hieroglife. Nu știu, eu când am intrat la liceu, în clasa 9-a, mie mi-era frică să urc la etajul 2, încă nici n-am urcat la etajul 2, pentru că acolo erau cei mari. Și eram speriați de bombe, eram că veneau la noi în clasă și ziceau de profesor ăla, vezi că ăla e așa, vezi că ăla e așa, fai, noi credeam deja gata, ne mănâncă, ne lasă corigență. Păi da, mai bine așa, într-un fel, decât să mergi să vă jur pe profesor. Da, dar uite normal. Cum sunt copiii de clasa 5-a, deci eu îi dau exemplu pe ei, pentru că pe ei îi văd în fiecare zi, suntem pe aceleși hol. Și încep cu înjurături, și încep cu bătăi, și încep cu... Oh, da. La ce liceu ești? La Nicolae Steinhardt. Aha. Și ce, acolo se bat? Nu învață să nu se bată. Dacă totuși preoți acolo. Nu-i doar de preoți, avem și alte profile. Știu, știu. Avem și pedagogie și filo. Și vă duce fiecare zi la biserică? Da. Avem... Tot liceu merge la biserică? Da, tot liceu. Da? Ce chestie. Da, e 15 minute maxim stăm. Aha. Avem pauză de la 8:45 până la fix. Ah. Și până la stați la biserică. Da, sunt rugăciune de dimineață. Aha. Dar e frumos. Chiar e frumos. Da. Și nu le mai cânti de Crăciun, de Paști. Avem corul școlii. Aha. Unde și eu. Am și... văzut că aveți corul școlii. Am văzut ce ai spățit la emisiune, la flonta, la prietena mea. Da, o... Boboacă a leșinat în direct. Săracă. Păi... Na. Păi... A fost cald, a fost mult, suntem emoții. Peste... Da, suntem peste 20 de persoane în cor. Mhm. Și... Plus domnul profesor. Plus domnul dirijor. Da, și mai la lumea acolo erați mulți. Da. Și a fost foarte amuzant. Păi da, pentru tine. Da. Păi nu, am văzut că o leșinat, adică am văzut că o picat, noi ne-am continuat. Părintele ne făcea semn... Păi ce s-a întâmplat? Cu ea. O luat-o cineva de acolo. Da. Normal că o luat-o. O luat-o cineva, o scos afară, s-a luat-o o pauză și după ne-am cântat. Sărac. Am continuat să cântăm colinzile. Bine, cum se mai întâmplă. N-ai văzut aia când se întâlnesc cu președinții sau cu regini, regina Angliei, leșină garda. Leșină. Bine, acolo a fost foarte mare căldură, deci toți eram transpirați când am ieșit. Aici nu e chiar așa cald. Nu, aici e bine, îmi place. Suntem mai puțini. Da, suntem mai puțini, mai ok. Da. Păi dacă părintele ne făcea simt să continuăm, ce era să fac? Să mă întorc, să nu, o ridic? Nu, trebuie să ascolți dirijorul, sigur. Nu? Dar acum ea și-a revenit, e ok. Da, sigur. Acum se poate întâmpla la oricine. Da. Era ok că era în spate, nu atrăgea așa mare atenție. Da. Da, ce am să zic, tu ce cânti mai mult din zona Maramureșului? Da. Dar de ce? Păi, îmi place mult mai mult. Nu, nu-mi place zona cod. Adică, nu pot să zic că nu-mi place foarte frumos, dar nu mă văd cântând zona codrului. Îți plac cântările din zona codrului? Îmi plac, sunt drăguțe, dar pare că acolo e acasă. Te gândești că poate acolo să prinzi mai multe nunți mai încolo? Păi, poate. Acum, pe satul mare sunt foarte multe cântărețe care deja sunt la un alt nivel și am văzut și de la noi din ansamblu a plecat o fetiță la Șimleu, la Alexandra Chira. Poate zona de sălaj o să o avantajeze mai mult pe viitor. Ideea e că în Baia Mare e un pic diferit. Ai văzut, cântăreții din satul mare merg în Baia Mare să cânte, aia din Baia Mare nu prea vin la noi, nu știu. Adică vin, da? Nu știu de ce e exodul ăsta mare între cântăreții din satul mare să plece de aici. Pentru că nu știu. Aici nu pot să zic că avem foarte multe ansambluri unde pot activa toți copiii. Dar cu viță de iederă cum îți place? Da, e chiar foarte drăguț. Suntem puțini, noi fiind ăștia mai mari suntem mai puțini, dar cei mici sunt foarte mulți. Am văzut câți sunt? Da, nu știu, mulți. Sunt mulți, mulți. Sunt mulți și sunt frumoși. Păi avem și fetiță, avem o fetiță de 3 ani, cred că. Mamă. Da.
Da, fiul meu are 5 și îi place să cânte. Ar trebui să-l duc și eu. Da, e foarte frumos. Pentru copiii mici e super. Aha. Și avem și cu vioara, cu domnul Rotar. Da. Deci când îi vezi pe ea mici că îți cântă la vioară, te topești. Da? Da. Dar mai mare vioara ca ei. Da. Nu, că sunt viori de alea micuțe. Sunt? Da. Da? Nu știu că există vioară mică. Păi nu o să-i de la un copil de 5 ani o vioară de aia mare. Nu, da, așa e. Dar sunt alea care sunt găurite, știi? Sunt ușoare. Da. Dar tu numai la voce sau și la ceva instrument? Nu, când? Doar la voce. Aha. Doar la voce. Păi nu, nici un instrument, nu te-a atras nimic. Mi-ar fi plăcut să fac pian. Păi și ce mi-ai făcut? Pentru că eram în paralel cu basketul. Nu mai aveam timp de toate. Da. Și acum cu pregătirea pentru bac. Bine, de la basket ai renunțat cu de tot? Da, de da. Ce? Păi unde să mă duc? Să plec de acasă? Tot în Ungaria și tu cu el. Păi uite, și fratele meu a fost plecat din clasa a șasea. A mers cu basketul și la Baia Mare. Și clar că pentru părinți, chiar dacă mă susțin în orice voiam să fac și așa, nu știu dacă îmi plăcea mie să plec de acasă la vârsta aia de 11-12 ani. Că și eu am fost în multe tabere, la Mangalia, unde era toată țara. Da, uh-huh. Da. Toată țara. Eu am un prieten care e arbitru de basket și acum pleacă în ceva tabără la Costinești. În Costinești? Da. Sau ceva de genul, la mare. La Mangalia se făcea de obicei, da. De basket, că vin din toată țara. Da, exact. Și se probabil fac. George. George Oșan mi-a fost mie antrenorul. Nu știu, nu, e tânăr, asta e foarte tânăr. Da. Asta e liceu încă. Da? Vrea să fie arbitru de basket foarte tare. Și deja are grupa de copii sau îl ajută nu, cineva? Nu, el merge ca arbitru. Ah, ca arbitru. Ca arbitru, mm-hmm. Da. Și noi, și el știe, noi mai mergem ca arbitri la turnee de astea mici, mm-hmm. O grămadă. Era fain. Tu mai ești arbitru? Am carnetul de arbitru, nu știu dacă știu. Nu pot să activez. Dar de ce să nu poți? Fotbal știi? Știu, dar nu mă avantajează distanța. N-ai cum să faci toate astea. În weekend să fii plecat. Le-am făcut cât eram aici în satul mare. După aceea, când am plecat la București, n-am mai avut cum să... Da. Pe și acolo puteai arbitru. Da, dar acolo jucam și la junior și la echipa mare. Uh-huh. Păi de unde? Sâmbătă jucam la destul junior, de greu. Duminica la echipa mare era... Weekendul meu era plin, nu aveam timp nici să vorbesc cu părinții mei. Da, acolo n-ai avut incidente, să te lovești, asta? Ba da, mi-am spart nasul, îmi purtă și masca. Tot timpul sparge câte ceva. Dacă afundaș, n-ai ce să faci, că nu, afundaș ori tu, ori. Dar e greu să vezi chestiile astea, da, știi, din tribună. Dar era adversarul meu când mi-a spart nasul, că în prima repriză am pus o contră mai tare și în a doua repriză, chiar la ultima fază a meciului, am sărit cu el la cap. L-am doborât și când se ridice cu mine, direct din lateral, în cot, direct în, aici. M-am trezit la spital atunci. Serios? Așa rău? Da. Wow. Păi și când și-o spar capul, acolo în Ungaria nu sunt ambulanțe. Păi stai cu el să vină. Nu au ambulanță Liga 3. Ba da, au, dar nu putea să, noi. Nu putea să facă deplasare unde făceam noi. Că noi acum, în returul acesta, am jucat în altă localitate. Pentru că stadionul nostru nu era gata. Acum e gata și acum okay, în nou sezon o să avem și ambulanță și... Da, e ambulanță proprie sau tot așa închiriată ca la noi? Cred că tot așa închiriată. Nu, ei trimit de la spital. Deci ei nu plătesc ambulanța când vin la meciuri. Tu știi că la noi satul mare nu se pot juca două meciuri de Liga 3 deodată. Pentru că serviciul de ambulanță nu poate să le asigure ambulanță la ambele deodată. Păi da, de-aia joacă vinerea. Deci prostie, adică am adunat să serios. A ce? Nu înțeleg, suntem în satul mare, nu suntem în Pișcolt. Păi și orașul ăsta unde stau, cred că e mai mic decât care și sunt ambulanțe, păi cred sunt că de mai toate mult acolo. Decât în satul mare. Ai văzut și la Euro și la preliminare de la Euro ce a făcut Ungaria. Toate chestiile astea sunt cumul de factori. Cum să zic, au baze sportive ca lumea, arbitri ca lumea, pregătire ca lumea, fotbaliști ca lumea, campionat ca lumea și încep să crească. Păi cum au văzut-o pe Anglia? O fără rușinos un pic, cu 4-0 sau câte salari. Păi ei, primul lucru în care investesc ca și stat, investesc în cultură, da. În educație, în sport și în sănătate. Păi asta e exact important. Exact ce spunea Hagi. Ce ne lipsește nouă. Da. Bine, lui acum 20 de ani, nu s-a schimbat nimic. Noi am mers numai cu valul, înțelegi? N-am făcut nimic pentru educație. Sau tu cum simți că e chestia asta în România? Mă uit la copiii care învață în Ungaria. Am și colegi care sunt la școală, încă sunt copii care sunt juniori la noi, la echipă. Mi se pare că pe ei școala îi învață
pentru viață, nu pentru asta și ideea. A învăța anumite opere literare sau anumite să-ți dai bacul din ce-o scris ăla cum... sau alea, ecuații de graduri. Și ei au anumite materii la care păi chiar... sunt obligatorii, sigur, româna sau maghiara, cum e la ei. Trebuie să o știi, adică trebuie deci, să știi să vorbești. Și limba străină, la ei e foarte important să știi limba engleză. Da, da. Deci acolo majoritatea știu limba engleză. Păi și la noi, că învață de pe TikTok prostii. De la desene. De la desene. Dar văd copiii nu sunt așa hazardați sau n-am auzit copiii care să vorbească urât sau să înjure. Da, aici ai văzut că se practică, mai ales tu știi. Da. Că... dar cum în clasa 5-a? De ce înjuri în clasa 5-a? De ce ai tu nervi în clasa 5-a? Nu știu. Internetul. Deci internetul... Păi de când noi avem o regulă nouă în liceu, nu mai voi cu telefon la școală. Bine, poți să ți-l duci dacă întârzi, dacă intri pe poarta școlii după ora 8, ți-l ia la poartă. Avem niște... un loc unde să-l punem și se închide cu lacăt. Da. Da. Și... și când vi-l deschide? Când terminăm orele. La ora 2. Păi bun, și dacă tu vrei să chiulești, mai repede ce faci? N-ai ce să faci. Nu poți să chiulești cu telefon. Nu poți. Dar bine, la noi nici nevoie să ieși. Nicăieri nu ai voie. Nicăieri nu ai voie, practic, da, da. Hai că sunt liceu unde poți să chiulești. Nu știu eu, când afară liceu n-am chiulit deloc. Te cred. Nu puțin. Nu, deci la noi chiar e... îmi place că e așa mai strict și că nu avem... nu putem merge dimineața la cafea sau nu știu pe unde. Nu e mai bine așa, măcar te concentrezi da, acolo. Chiar e mai bine. O adolescență sau... exact. Comunici mult mai mult cu colegii și frumoasă, cu sigur. Lume da. Din liceu, cu elevii din liceu. Și de-aia eu fac prostii, se filmează, se pun pe net. Păi asta era problema, că și cei de a 5-a gândești că au ultimul răcne de telefon. Wow. Deci eu în clasa a 12-a am iPhone 11. Și aia au iPhone 15 Pro Max. Băi, nu e ok chestia asta deloc. Nu, și faza că stăteau și la ore pe telefon. Ok, dar mai e o latină, mai e o religie, mai stai pe telefon. La religie? Cum stai la religie? Trebuie să înveți, să stai acolo, să fii smerită. Suntem toți în liceu smeriți. Da, îmi imaginez că sunt toți smeriți acolo. Lasă că am avut niște prieteni smeriți de acolo, de la voi, de la liceu. De la și la ea, fai de cap pe ce smeriți. Păi ok, dacă poate, nu a terminat liceul, nu a terminat pe profil teologic. Ba da, pe profil teologic, uf, dar nu au nicio treabă ei cu smerenia. Sunt foarte puțini care continuă la seminar. Da. Foarte puțini. Tot mai puțini. Păi, da. Bine că și din ea care continuă la seminar sunt problematici unii. Eu știu, chiar da. Sunt concrete. Și noi știm. Și noi ce s-a întâmplat? Nu trebuie să dai numele, lasă să zici ce-a făcut. Nu, nu putem. Așa grav e? Da, putem. Vrei să zici tu? Da, un prieten, de fapt prieten, coleg de liceu cu ea, a mers la o cântare. La noi eram la școală, am avut de 1 decembrie. Noi da. Mai facem de astea da, mini-spectacole. Da, mai da. Vin părinții, sunt copii de clasa 4-a, 5-a care mai cântă, după suntem corul școlii. Care așa știu și ei când e ziua națională a României. Și știi de ce face spectacolul ăsta. Și a făcut un gest care mie nu mi s-a ce? Părut deloc bărbătesc. Nu, nu faci, nu o zice. Poți să zici. Nu, e ok. Ce s-a dezbrăcat? Ce-a făcut? Nu, nu, noi trebuie să facem o repetiție și... o împins o femeie, o bătut o femeie. Nu, nu. Nu, nu, nu chiar. La zile aproximativ, ca să înțeleg. L-așteptam pe părintele dirijor și ne-a spus să-l așteptăm în vestiar la fete, să ne adunăm toți, să facem o repetiție rapidă. Și... o să rămas în vestiar. Toți eram în vestiar. Câteva persoane mai erau pe afară, dar în rest, majoritatea eram în vestiar. Și... eu m-am pus pe bancă să-l aștept pe părinte, a. să repetăm, nu? Da. Că așa era vorba. Și da, o atingere mai neplăcută pe picior. Ia. A fost cea mai plăcută senzație de la un viitor preot sau... ți-a mă rog. Spus, sunt multe uscături între ei, foarte multe. Da. Și, bun. Și păcat, eu sincer prefer să mă duc la o mănăstire, prefer într-un loc liniștit, decât în biserici. Da, știu că biserica e casa lui Dumnezeu, chiar, e frumos. Mergi la biserică? Da. În fiecare duminică? Și în fiecare zi, la liceu. Da, în afară de liceu, nu. Da, încerc să mă duc cât mai des. Și le trați și pe Gabriel după tine. Cred că mai mult el mă atras pe fotbaliștii de obicei nu sunt așa cu biserica. Să știi că el e foarte, foarte credincios. El e și cu școala, din câte știu eu, da. De când erai mai tânăr. Eu știu de când erai mai mic un pic. Când ai devenit arbitru? La 14 ani. Păi și acum câți ai? 22. Și acum...
8 ani. Eu eram încă arbitru și eu. Da. Și să dai seama ce mic era, avea 14 ani. Și era... Am observat că e un pic diferit față de tipicul de fotbalist, da, exact. Care știm noi că nu le place școala, sunt mai rebel. Nu, părinții mei mi-au spus să urmez ambele drumuri până când termin școala. După ce termin școala, o să-mi dau eu seama să decizi singur. Continui pe facultate sau continui doar pe fotbal. Și ai făcut facultatea sau n-ai mai început? Am început facultatea și sunt în anul 2, dar nu mai pot să continui studiile din cauza că sunt plecat. Și profesorii, bineînțeles, nu se poate face la distanță. Dar sunt la frecvență redusă, am și foaie specială de la club, cum că sunt sportiv de performanță în cadrul clubului, dar nu au indulgență la chestii de genul. Așa mi s-a întâmplat și în anul întâi și eram la studiat. Acum, sincer, ce facultate faci tu? Educație fizică și sport. Un pic mai greu. Dacă făceai orice altă facultate, ce trebuia să fii prezent? Dar acum oricum nu mi se merită, pentru că mi s-a scos modulul pedagogic și primesc aceeași acreditare pe care am primit-o de la liceu, instructor sportiv. Dar nu primești și licența B de antrenor? Nu? Așa era mai de mult, nu? Se prima... Mai de mult, da, dar nu. Apoi ce primești la facultatea asta? Că tu mai bine știi educație fizică ca oricare, fiind de performanță. Da, dar la facultate faci toate tipurile de sport, de la not până la hockey. Nici asta nu-i bine. Mie nu mi se pare normală chestia asta. Păi pentru ce? Păi... Faci hockey, serios, unde? Că la cu cubic, care nu mai există. Nici nu mai există. Sau caiac, unde? Pe Someș, nu? Da, să te ducă Someș în Ungaria. Oricum ți-e place acolo. Da, chiar îmi place, pentru că, uite, e o diferență și de liniște și calmitate acolo. Aici, de când am venit acasă, doar alergătură. Dar ce alergătură poți să ai? Păi, nu, chestii de rezolvat. Mai ajut pe părinții mei, mai trebuie să mă văd și cu ea, mai... Ar fi culmea să nu. Da, vii tu acasă, stai turistic, că știu eu. Dar acolo, sincer să spun, mă trezesc dimineața liniștit, îmi beau cafeaua, îmi fac de mâncare, mă duc la antrenament, vin acasă, mă odihnesc, mă duc chiar la antrenament. Deci acolo... 2 ori pe zi? Da. Acolo nu am presiunea timpului cum am în România. Da. Și aici toată lumea aleargă, toată lumea e stresată, toată lumea e nervoasă, dar nu înțeleg de ce. Chestia asta. Acolo chiar și tinerii, chiar și oamenii de vârsta ta sau a părinților mei sau a părinților ei, da. Totuși ești mai mare decât tine și de asta zic. Sunt foarte calm. Ești foarte calm și rezolvă probleme. Eu prima dată când m-am dus acolo și vedeam cât de încet lucrează și cât răbdarea și cât... M-a enervat. Pentru că eu eram obișnuit de aici, totul pe repede, totul pe fugă. Da, tu nu știi acum, ești și exact acum așa mai enervez eu pe el, că încet, hai să facem să fie sigur. Și cu mașina. Lejer. Deci eu am început să iau stilul de la ei cum conduc. Lejer. Da. Deci eu mai mult de 100. Ți-e frică de blițuri. Nu, că nu sunt blițuri acum. În Germania erau, dar... Sunt câteva, cred că, puține locuri. Unde... Pe autostradă mai mult. Da. E pe autostradă. Dar tu nu știi, fii atent. În Ungaria e diferit un pic. Tu ești prea tânăr să știi. În Ungaria, dacă faci un copil, primești o anumită indemnizație mare, destul de mare. Da, asta știu. Al doilea, mare. Și mai mare. Al treilea, și mai mare și îți dai și o mașină sau, știu, ceva de genul. O casă primești. Sau o casă. Da. Normal că viața e mai liniștită, au o siguranță. Eu dacă fac un copil, mie îmi dă 290 de lei. Eu dacă dau la firmă 290 de lei, într-o jumătate de oră îi termină. Probabil. Fii atent, intri mall, iei o de aia, fată pe băț, locul de joacă e 29 de lei pe oră sau cât. Mai vrea să mănânce deja, să rimă 150 de lei. O înghețată. O înghețată, dar stai că merg jos la Noriel. Acolo, ce, acolo trece. Orice jucărie e 200-300 de lei. Da. Și n-ai făcut nimic. Dar în Ungaria, statul te ajută să trăiești liniștit, să faci copii, să... Dar bine, nu, cum să zic, nu eu... Dar chiar am întrebat acolo cât e alocația pentru un copil. Alocația pentru un copil undeva la 1500 de lei pe lună. Da. Indiferent de vârstă, până la 18 ani. Păi din, și stai, dacă ai 3 copii, poți deci, să-i întreții cât de cât. Asta vine echivalentul la 110.000. De forinți. De forinți, da. 110-115. Păi deja ai altceva. La noi 290 de lei, dar gândește că a fost acum 3 ani, 140 de lei. Ce-a fost și 50 de lei? A fost 80 de lei? A fost 24 de lei când am fost eu. Deci știu de la frate meu. Bine, 24 de lei când... Când am fost în 2005-2006 pe acolo. Păi atunci cu 24 de lei, ca și copil, era o bucurie. Era ceva, dar tot. Da. Dar bine, nu așa trebuie să te gândești tu, că eu ca și copil îmi trebuia haine, mâncare, rechizite, jucării,
o bicicletă, o minge, ce 20, din 24 de lei ce făceai? Nimic, da, exact, dulciuri. Da, exact ce face cu banii 290, nimic. Păi în două zile mie mi se duce alocația. De ce tu primești alocația, așa? Da. 290 de lei, așa? Fumezi, nu fumezi, nu? Mai bine. Vezi, 10 pachete de țigări acolo ți erau, dacă tu mai... Dar nu, mai o ieșire la o cafea, mai ceva, se păi duc. Păi de merge aici la buz, de 3 ore nu mai ai. Și asta îmi place la când fumez. Păi da. Și nici eu nu fumez, nu genul care să fumez. Nici mie nu-mi plăcu nici nu-mi place nici fumez. Dar ce vici aveți fiecare? Eu mâncarea. Sunt foarte pofticioasă și mănânc mult. Ce-ți place, ce-ți place să mănânci? Toate prostiile. Toate prostiile. Shawarma, pizza, de asta. Nu pot să spun că... La tine sigur nu-i mâncarea viciu. Nu, nu pot să spun că e un viciu contagios pentru mine. Îmi place să degust vinuri. Ha. Aia nu e un viciu. Neapărat. E un viciu? Nu cred că e un viciu. Dar bei vin în fiecare zi? Nu. Și de ce nu faci? Ai făcut un curs de somelier. Ar trebui să faci. Ar trebui să faci. Știi cât bani au somelier când se lansează un vin undeva? Mult. Mult. Eu știu că la un depozit în satul mare, când s-au lansat purcari, cred că în satul mare, am un prieten somelier, luat 1000 de euro pe zi. Pe zi? Da. Ar trebui să faci și tu. Trăiesc bine. Trăiesc bine. Acum nu știu câte degustări de astea sunt ca să ți se merită, știi? Să zicem că ai două pe lună, deja e ok. Nu dacă ai una la 6 luni, mor de foame. Da. Și ce vin îți place? Roșu. Sec. Și ei îi place vinul roșu? Nu. Roze. Da. Da. Sau alb. Și mie îmi place numai alb, nu pot să-mi iau roșu, că mă înroșesc tot caracul, orice. Eu pe mine mă las somnicul. Da, e bun. Sânge. E bun. Chiar primeam înainte de meciul, cât un pahar vin. De vin. Da. Asta era... Nu mai vedeau mingea bine. Dar doar un pahar și nu era paharul nu plin, era cam, pahar. Cam așa. Da, da. E interesant. Dar bine, dar cine îți face de mâncare acolo? Tu îți faci sau îți dau ei? Nu, eu am grijă de alimentație. Da, mai tare bine trebuie să fii conștient de ce faci ca să ai tu grijă de alimentație. Bine, primesc un prânz din partea clubului, dar seara eu îmi fac. Și cazarea cine îți plătește? Ei? Clubul. Deci am primit un apartament cu 3 camere. Și stai străin el? Da, am stat 3, dar acum cred că o să stăm doar 2. Da. Și cheltuielile față de România mi se par exagerat de mici. Da. Da. Păi gazul e undeva la 18.000 de forinți, 18.000 de forinți undeva la 100. Nici 200 de lei. Da. Împărțirea 3? Da, împărțirea 3. Să-i pe iarnă? Nu, asta e constant. Deci acolo contractele sunt făcute. Consum cât vrei. Ah, ok. Deci, deci plătești consum. Constant. E tare așa. Dar nici iarnă nu era să pornim convectoarele, că nu avem centrală, e pe convector. Păi zice-mi că voi nu aveți mare stres acolo. Voi trebuie să jucați fotbal. 5.000 de forinți, 5.000 de forinți și 60 de lei. Da. Și duș în fiecare zi, spălat pe dinți, pe față, în igienă personală. Da. Păi așa poți face performanță. Și plăteam de unul undeva la 10.000 de forinți total, plus cablu de internet, televizor, etc. 10.000 de forinți. Nu mergi la el în Ungaria niciodată? Păi mai mă duc la meciuri. Și stai la el acolo sau nu stai? Nu, nu prea. Nu. Nu, pentru că meciurile acolo sunt duminica. Eu luni duminica, trebuie să fiu la liceu. Păi ție liber și că ești bun la oră. Eu îi sunt bătari. Da. Și jucăm duminica. Da. Bine, că la noi Liga 3 se joacă sâmbătă. Sau vinerea. Sau vinerea. Liga 2 sâmbătă tot timpul. Și duminica, depinde. Și duminica, da. Și Liga 1 vineri, sâmbătă, duminica. Luni. Și luni, da, da. Da. Acum vezi că Dinamo știe cum e Liga 2. Eu am aflat de la ce oră să joacă meciurile. Dar din România cu cine ții? Sincer, cu Steaua. Da? Cu care? Cu aia mechi sau cu da, aia de la Armata nu mi se tu pare că Steaua, da. Păi aia e Steaua, de fapt. Am ce e asta pe noi? FCSB-ul e Steaua. Acum ce facem? Păi da, Steaua. Care o lua titlul în Liga 1. Sigur, nu? Aia din Steaua. Liga 4. Sau, nu, în Liga 2. În Liga 2 e Armata. Bine, mai nu-i Steaua, ai Vrăjeală, lasă-mă acum. Pe care o luat Steaua, mă. Și au jucat în Champions League, au jucat în Europa League atâția ani. Campioni. Nu vreau să mă bag în discuții politice de genul. Că... Dar nu știu ce politică asta mi se pare prostie, dacă asta e politică. Adică mi se pare exagerat. După atâția ani tu să vii să zici că nu-i Steaua. Cum nu? Păi atâția ani au fost în cadrul clubului și... Și nu au fost... Păi da, dar stai un pic că...
Armata, o dat-o la Becali la un moment dat. De ce o dat-o? Cum? Păi nu înțeleg. Păi eu cumpărat palmaresul, da. Și... Bun, păi pentru ce l-a mai vândut? Nu înțeleg. Dacă tu n-ai vrut să se numească așa sau n-ai vrut... Dar, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. Și din lume, cu cine ții? Nu zice cu Real Madrid, că... Nu. Da. Cu Borussia Dortmund. Nu putea fi perfect. Cu Borussia Dortmund. Dar țin și cu Real Madrid. Acum în finală... Și cu cine ții în finală? Cu Borussia. Da, bine, era atât de logic și de previzibil ce se va întâmpla. Dar nu era o diferență atât de mare. Așa a părut în finală, că prima repriză a fost una care Madridul... Da, o domina, dar... Da, după am văzut-o de la nuntă, finala. Da. El a văzut, eu mă distram. Tu să știi la meci, dacă iubești ceea ce faci... Da, așa e. Așa te uiți de oriunde, nu contează că ești... Și noi, ca arbitri, când am fost la început și când mă arbitram la un anumit nivel, tot ziua mă uitam la arbitru, cum arbitrează, ce face, gesturi, mimică, decizii, tot. Când vrei să faci ceva cu lumea, numai așa se poate face, să fii cu totul în chestia aia. Nu poți... Vezi și tu, talent, ca și Ali Bek, ca și... Sunt Mărtean. Ca și ăla, Budescu. Ăștia toți sunt talent. Dar nu făceau nimic pentru talentul lor. Nu știu cum au luat și de ce l-au convocat pe Ali Bek. Putea să-l convoace pe Mitriță, pe ăla tânăr, cum îl cheamă, nu Tavi Popescu. Este unul tânăr. Niculescu? Nu. Este unul tânăr la FCSB, nu știu. Era, bă, de ce nu l-au convocat pe aia? Nu știu pentru ce l-au convocat pe Ali Bek. Stoic. S-ar putea. Unul să mă. Nu putem contesta deciziile astea. Păi eu pot, că eu nu sunt fotbalist. Dar bă, da, nu e logic să-l convoci pe Ali Bek, când puteai să-l iei pe Mitriță în locul lui Ali Bek. Că cam tot acolo joacă amândoi. Nu? Nu știu, nu pot să contest deciziile astea. Pentru mine e important ca România să meargă mai departe. Eu cred că o să meargă mai departe de grupe. Eu aș vrea să văd în România-Ungaria, sincer. Și cu cine să ții? Aici ați neutru. Nu se poate. Ba da. O să ții cu Ungaria. Pentru că, uite, cine câștigă? Chiar mă întreba cineva dacă urc sus în top și... De fapt, tu ești tu, urma. Tu aici se ține Ungaria. Da. Tu poți să joci și Liga Națională. Păi asta voiam să spun. Că da, m-a întrebat cineva dacă ar fi să aleg între Naționala României sau cea Ungarie, ce aș alege. Am stat și m-am gândit două zile la întrebarea asta și tot nu am avut răspuns, pentru că... Bă, când o să fii în fața faptului, cine știe ce o să gândești? Probabil pe momentul să-mi vină. Da. Dar în momentul acesta, clar aș alege Naționala Ungară. Și atunci tot am vreo să alegi, cred eu. E vorba, ți-am spus, de tot, de un cumul de factori. Eu tot aștept să se schimbe ceva aici. Dar bine. Sper că cineva să schimbe ceva aici, măcar în următorii 20 ani. poate. Dar tu nu vei mai fi în următorii 20. Vei fi la All Boys, o să mergi tu pe Cluj Arena să faci meciuri cu Mourinho pe bancă. Doamne ajută. Da. Am 20 de ani, sigur, o să mai fi fotbalist de performanță la 42. N-ai cum. Poate, cum zice tatăl ei, că să-mi fac retragerea la botiz. Poate că la 42 da, aia sigur. La botiz. Acolo poți, aia da. Și eu o să te arbitrez. O să fiu mai bătrân ca tine. Da. Dar pe frate tot l-am arbitrat de câteva ori, când era primavera. Da. Da. Era mic, creț, așa. Și acum e creț. Și acum, da. Ma, și bun, ma, foarte talentat. Foarte talentat. Asta ne spune și tata, degeaba avem talent dacă degeaba nu muncim. Exact, ca Mitriță, nu ca Mitriță, ca Sunt Martean, ca toți. Dar Sunt Martean până pe la 27 de ani a fost zugrav. În umbră, da. Dacă poate, dacă era de la 20... fotbalist, era bun, dar era bun. Eu l-am văzut live pe Sumatra. Eu n-am văzut așa talent ca așa la nimeni. Păi are un control al mingii, da, incredibil. Păi șutau mingea către el și el oprea, da, și dribla, pac, pac. Da. Așa talent. Și diferență fotbalistică față de România-Ungaria, adică, da, și Liga 3 aici lungă și pe a doua acolo, aici, foarte, aici, foarte rar când mai aici degajează Liga portarii sau noi fundași, de exemplu. Voi nu degajați mingea? Nu, foarte rar. Și dacă o degajați, a spus-o. Păi cum e, Ana, mă, fundașul, ia și ce faci, o degajează? Păi nu e ok, că nu. Ce faci? Acolo educă fundașii și, de fapt, toată echipa să joace fotbal. Da? Să ai tupeu, să ai să personalitate, ai, da. Păi așa și eu pot să fiu fundaș. Păi la primul meci am jucat cu Dios Gior, cu echipa de Liga 1, bine, echipa satelita lor. Uh-huh. Și am dat vreo două mingi peste stadion. Yeah.
pentru că eram obișnuit cu stilul de România. Nu vreau să mă gândesc ce s-a gândit aia. Simplu. Am venit eu de la satul mare și am dat mingile de... Și ți-o zici ceva? Dar stai seama că mi-a zis după meci că... Bă, lasă asta că... O venit țărănușul din România să... Lasă din bălai că nu e pentru... Oricum, au început să facă glume de genul că s-au pierdut o minge, stragem din salariu, nu știu ce, că ai degajat mingile până în România și înapoi. Da. Dar... asta mi-a zis, e ceva nu-i normal, fotbal. E ceva tipic un fundaș. Da, asta nu-i fotbal, tu iei și o dai. Fotbalul e luat-o, da, era într-o situație în care adversarul scăpa singur portarul. Adică. Așa și oricare face, și Drăgușin dă neaca în ăsta dacă e ceva, stai liniștit. Nu, uite, acum de exemplu n-aș face la fel. Nu, da, dacă, da, bine. De Drăgușin ce, de ce îți place? Da, pe am jucat contra lui. Da? Da, la și București. Nu era piciorul. Da. Am fost adversar la cornere. Mereu, da, când jucam dacă cu tu Regal la corner, așa-i? Da. Tu ești un alt. Când eram la Regal Sport, tot timpul ne țineam unul pe altul. Da, el are și alură de fotbalist ca lumea. Da. The Dragon, cum îi zic ei. Suntem acum. Da, dar în afară terenul, să știi că nu-i tipul care intră, la fel și eu. Nu suntem tipii aia răi în afară terenului. Nu, nici m-am gândit că tu ești rău, adică știu că nu ești. Nici el e ok, dar pe teren face ce ai, ai meseria lui. Nu e ca și cum intri și tu ce ești pe pădie, în apărare, pe no. Ce mănâncă, vine Haaland, no, tăia, no, auzi, vine no, Haaland, tăia în spate și dă gol cu tine dacă ești no, așa. Ai auzut ce bine l-o să rupă Haaland. Da, foarte bine. Și fără emoții, fără nimic. Le poți să întreb pe ea ce atacanță am avut. Da? Da, ai avut? Da. Mai mari și decât mine, aveau 2 metri și 100 de kg. Și mai în vârstă. Și mai în vârstă. Și mai cu experiență, știu. Am avut un atacant, am jucat în al treilea meci. Era atacantul care a jucat la Națională mulți ani de zile, Zoli Horvat, de la Țigan. Uh-huh. 2 metri și 100 de kg. Dar toți erau mari. Deci acolo în echipa aia toți erau peste 90 de kg. O singura echipă care pot să zic că ne-au dominat. În rest, restul nu. Dar voi cum stați în Liga 3-a? Am terminat pe locul 8, parcă, sau 7, mai... Nu, las că vine un an mai bun. Da, păi ești numai de un an acolo, nu? De jumătate, din ianuarie. Nu, no. Până acum era Sighet cu Miștruț, nu era? Miștruț îți era... Ba da, Miștruț era măsturile da. Mă tot întâlnesc cu el. Dar de ce am văzut la Sighet acum? Eu tot timpul când mă întâlnesc cu el, eu merg la Sighet. Acolo lucră, îi place, toată viața a fost între sportivi. E muncitor, nu pot să zic da. Că e tipul care se dă de la muncă. Da. E un tip fain. Și tu în România, care sunt idolii tăi în muzică? Pe a lui am aflat. Deci am început cu Suzana Tader. Deci Suzana Tader o să-mi rămâne la inimă. Foarte. Da. Da, deci... Cu că să zici tu Andra, ăștia. Suzana Tader mi-e la inimă. Cu ea am început de mică, nici bine nu știam umbla, dar eu deja cântam. Tare. Da. Tare chestia asta. Dar poți să zici că ai moștenit asta de la mama ta. Da, mama ta și mama cântă. Nu. Part-time. La biserică. La biserică. E bun. În cor. Îi place foarte mult. La care biserică? La biserică ortodoxă din Botiz. A, da. La biserică ortodoxă din Botiz, cred că unchiul meu a fost curator. Nu știu. N-a murit acum 2 luni. Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte. Sau la aia catolică, nu sigur. Sau la greco, poate. Sau la greco, da. Poate. Și pricezne, te gândești să mai da, înregistrezi? Da, îmi place ideea asta de pricezne. Îmi plac mesajele din pricezne. Aha. La școală, eu de la școală am început cu cântatul și tot. Da. Când am intrat în clasa noua. Asta am vrut să zic, când ai intrat la școală. Da. Cum să cântați? Ca să intrăm în cor, dar trebuia să dăm anumite... teste, nu zic așa. Așa că vrei tu. A, păi nu, că intri tu cu n-ai voce și așa. Da, dar îți dorești, trebuie să faci. Da, nu, trebuie să ai un pic de ureche muzicală, să știi și tu da, cânta sigur, un pic. Sigur. Da. Și a venit la noi în clasă, în clasa noua. Au întrebat toată clasa cine ar vrea să vină la cor. Nimeni nimic. Eu fiind pe filo, nu prea am colegi care să fie atrași așa de biserică. Da. Da, și... a zis că vreau să încerc să văd cum o să fie și a zis, bine, te așteptăm mâine la ora nu știu ce, vii la biserică și o să trebuiască să ne cânti ceva. Gândește ce vrei să cânti, puteam cânta orice. Metallica puteam. Da, și...
Și ce ai cântat? Pisa s-a înviat. Dacă nu fă mult de învățat versuri multe, nu are. Da, și... Și ce a zis? Că m-a întrebat în ce grup ar vrea să cânt și am zis că nu știu să-mi ziceți dumneavoastră, că atunci eram pe lângă cu tot ce înseamnă muzică, îmi plăcea doar să cânt și atât, nu știam eu de soprană, nu știam eu de tenor. La duș cântai? Da, și acum pun muzică la duș. Nu, dar să cânt, să nu să ascult muzică. Da, îți dai seama. Negative. Și ce ai, în ce grup ai intrat până la urmă? De soprană. Da? Da. Fain. Da. Păi da, așa poți să cânti de toate fiind soprană. Aproape. Nu chiar. Păi da, dar poți să cânti și muzică de... Pot face vocea a doua la slujbă, pentru că noi suntem și la slujbe. Și mergi la slujbe în cor? Da, da, de fiecare dată. Uh-huh. E frumos, e... Când ne vezi pe toți acolo, fiecare, avem băieți de clasa 10-a, 9-a, care au niște voci superbe. Dar ce materie îți place ție în moment? În afară de, educație și de pauză. Educație fizică. Nu știu, uite, acum în clasa 11 nu mai facem, n-am mai făcut deloc anul ăsta muzică. Și îți place? Normal că îți place. Da, făceam cu părintele Alin Vraja. Uh-huh. Am auzit de ea. Da. E un preot tânăr foarte, foarte uh-huh. calul meu. Deci muzica îți place? Da. Bine, acum la toți le place muzica, dar la tine e altceva. Ție nu-ți place muzica, nu? Nu-mi placea materia muzică. De ce? Ție nu-ți place să cânti? Nu am voce. Păi cum, voce mai cucerit. Da. Iau, dar cum, ce ai? Aia, că ce? Colidat. Da. Am voce, dar să întreb ce faci, cum ești așa. Deși doamna profesoară de la școală, doamna Raluca, mereu îmi spunea, Gabi, trebuie să începi să înveți să cânti, să știi să cânti, da. Cu doamna Raluca am început și eu. Dar la ce școală? Eu la Moisil. Lui eu predat la LPS. La sportiv. Da? La sportiv, da. Și zicea că trebuie să știi să cânti în României. Când ajungi păi la da, națională. Mă, când ajungi la națională, ce faci? Stai și te uiți și tu că o să uitau aia acum câțiva ani. Nu, da. Generația lui Mutu, nu știi că aia nu știau imnul. Și se uitau ca proștii. Acum o să cânt din voce mai groasă sau, nu știu, vocea din teren. De bază. Vocea din teren. Dar nu trebuie să ai, nu, ești fotbalist, nu trebuie să fii tu, să ai voce, să cânti imnul. Nu, dar să le auzi ce voce are când urlă în teren. Dar știu, l-am auzit ca arbitru, în arbitra. Mi-aduc aminte. Bine, că nu prea ne-am întâlnit noi ca el să fie arbitru. Adică, tu ce erai, arbitru sau asistent? Asistent. Da, de obicei, eu eram arbitru. Deci nu prea striga el. Mai striga când arbitra e junior și astea. Da, dar nu pot să compar vocea de la 14-15 ani cu vocea de acum. Nu, da. Îți convins că ești bas așa. Da, bas. Dar fi bun de ison. De preot acolo. Nu, nici așa. Nu? Ai mai văzut un preot fotbalist? M-am jucat da, în Atletico Textile, cum se numește, am jucat fotbal și era... Fii atent, am jucat atât fotbal cu un preot, numai că jucam pe iarbă și desculț. El era desculț, eu nu. Așa, la facultate, i-am dat unghia de degetul mare peste cap. Ai. Se gândește că a dat o la slujbă, el umbla într-un pantof și într-un adida, într-un papuc. E ok că nu se vede. Nu se vede. Da, bine, eu numai acolo m-am uitat. Robă, dar ce crezi că e vrăjitor? Păi, așa apare robă. Păi și băieții cu care am filmat priceasma, o zis că, dar ce e aia? Ce e aia pe ei? Robă. Și a zis rasă, se numește rasă la cor. Da. Da, da. Patrice, să vezi și tu niște termeni de ăștia, vezi. E robă, e Harry Potter. Prefer să mă rog decât să... A, da, sigur. Învăț termeni de genul. Bine. Dar sunt frumoase și lucrurile astea pe care le vezi nou la da, cor. Da, clar. Da, da. Dar nu mă atrage, având voce da, de cântat, nu prea mă... Dar s-o susțin pe ea necondiționat asta, da, să mă duc să mă uit cum cântă. Îți place, ha? Da. Păi când am văzut-o prima dată, mi-a dat la creier. Și nu prea genul care să îmi dea... Au venit și la un concert după un an de zile. Nu, un concert. Cum? După un an de zile. El te-a zis la duș prima dată și eu dat la zile. Nu. Dar unde ai văzut-o prima dată cântând? La ce concert? La... Lazur. La Lazur. La... la un concert caritabil. Concert caritabil. Ah, ok. De colinde. Bun. Tu zici că faci psihopedagogie. Cum vezi copiii din ziua de azi dezvoltarea lor? Mie mi se pare că de mici devin adulți foarte repede. Da, din cauza internetului și uite, eu când eram de vârstă lor de clasa 5-a, 6-a,
cu vecina mea ne jucam încă cu păpușele la vârsta aia. Da. Deci eram afară, făceam tot felul. Am făcut limonadă pe stradă, am zis că hai că merge să vindem limonadă. Și noi am băut-o. Și nu, ei cu telefonul în mână, cu înjurături și cu TikTok, cu toate prostiile. Da. Ceea ce la un copil de 11-12 ani... Ce văd e pe TikTok? Dar nu numai pe TikTok, crezi că ei știu doar de TikTok, știu mult mai multe decât știm noi. Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp. Văd, uite, Snapchat fetele. N-am avut niciodată, nu știu. Fetele de clasa 5 au unghii și machiate, vin la școală. Păi stai un pic, ăsta 11 și nu vin machiată la școală, n-am fost machiată. Dar vă lasă să vă machiați. Normal, le ceartă diriginta lor, da. Că... Dar ce poate să facă o dirigintă? Nu o să meargă la ea acasă, exact. Sau să se certe. Da, mă, dar nu e ok în clasa 5 să te machiezi. Dar despre ce vorbim? Vorbim despre copilărie încă. Da, ține doar de părinți. Ce copilărie mai ai tu dacă tu ești machiată? Sau de ce te machiezi? Ca să ce? Păi de ce? Păi uite, vezi pe Instagram. Toate fetele arată... Bun, de ce trebuie să arăți în clasa 5 ca o păpușă? Asta e standardele. Ca să ce? Să atragi un bărbat sau de ce? Exact. Păi dar nu e ok în clasa 5 să atragi un bărbat. Pentru că se iau după cele mai mari sau exact. După ce se întâmplă în ziua de astăzi. Dar nu era așa mai de mult, mă. Asta nu înțeleg. Pe, cum mă ziceam, în clasa 5 și 6 mă jucam cu păpușile, până între 8 chiar. Da, asta e foarte bine. Dar scopul tău să arăți bine, îmbrăcată, frezată, cine știe. Ei, cum uite, se... Uite, ți se pare că asta. Se afișează o fată grasă sau... Una care chiar e slabă, slabă, ți se pare că se afișează pe internet? Nu, se afișează doar cele care arată impecabil, machiate din cap până în picioare. Da, dar de ce faci chestia asta în clasa 5 și 6? Pentru ce te afișezi? Fetele care sunt mai slăbuțe sau fetele care sunt mai plinuțe sunt foarte, foarte judecate de restul de societate, oamenilor, în general. De societate în general. Și bineînțeles, copiii primesc un anumit șoc în chestia asta. Da. Că tu trebuie să arăți așa, tu trebuie așa, să... Așa, cum încearcă să compenseze cumva. Sau e și chestia, eu vreau să ajung ca și aia, sau eu vreau să fiu ca da, și da, aia. Asta vreau să te întreb. Eu în clasa 5-6, de ce vreau să arăt într-un fel? Pentru ce? Scopul meu e ca să ce? Scopul tău e, la vârsta ta e ca să, normal trebuie să arăți bine ca femeie, ca să-i placă lui de tine sau la altul, dar nu mă refer acum la altul, înțelegi ce vreau să zic, nu la altul să-i placă de tine. Asta e societatea în care ne învârtim. Bun, dar el în clasă zicea ce scop au? Ca să ce? Să-i placă la cine de tine? La colegul tău de clasă? Da, da, probabil. Asta, la 11-12 ani deja zic că au iubit. Da. Da. Cum poți să spui da. Așa ceva? Ok, relația noastră e una foarte, foarte stabilă. Se bazează pe niște criterii. N-am mai adus, dar... El e primul băiat care a venit la mine în casă. Am zis că la mine în casă nu o să vină toată lumea sau toți prietenii mei sau chestii genul. Și ultimul. Primul și ultimul. Să vedem. Adică, cum să zic asta, ar fi frumos, dar acum... Na, poate așa va fi. Bun, dar tu ai o vârstă deja, ai către 18 ani aproape. Da. Aproape. Ai câteva luni. Da, bine, 16 ani ai avut când l-ai cunoscut pe el, aproximativ. Exact. Da. Da. Bine, el e un băiat bun. Tu asta ai văzut la el, 100%. Da, răbdător. Da. Acceptă toate lucrurile. Da. Și la părinții tăi le place de el? Da. N-are ce să nu-i placă, că, repet, eu îl cunosc de când era mic și era ok. Bine, era el mai rebel. Așa, e fain și chestia așa, asta. Așa, toți copiii la o vârstă, da. Mai ales clasa 8, uite, ieri a fost un match. La noi la școală se joacă profesorii fotbal cu clasele terminale. Săptămâna trecută au fost cu cei de-a 12-a și săptămâna ieri au fost cu cei de clasa 8-a. Și să vezi pe aia de-a 8-a ce se enervau și fai de capul meu ce făceau acolo. Cei de-a 12-a erau relaxați, se jucau, simțeau momentul. Uite, vezi, în clasa 8-a, a 9-a, să zic, e momentul ăla de... Rebeliune. Exact, mm-hmm. Exact. În care tu crezi că ești buricul pământul și poți face orice. Da. Deja la 12 începi să guști frumusețile vieții. Da. Că dai cu capul de realitate. Da. Ce fac după școală? Nu mai mă duc în fiecare zi, nu mai stau la mama. Da, eu știu. Mut în alt oraș. Da, vrei și tu ce vrei să faci după? Scuză-mă, mi-ai zis că vrei să faci psihopedagogie, dar da, unde? La Oradea. Da? Da. Am zis că, uite, avem și Satul Mare. Da, în cadrul facultății de medicină sau nu? Nu. Nu? Nu, medicină e separat. Uh-huh. Deci nu. Păi, Oradea, Satul Mare, tot acolo. Vă întâlniți la Valea lui Mihai la mijloc. Exact. Acolo mă duc de obicei. Romantic, frumos, vine el. Da. Dar e fain, e faină și zona. Și oricum în Oradea te vei putea dezvolta mult mai bine ca aici. Da. Mult mai multe oportunități. Și la Cluj am zis că e foarte aglomerat și toată lumea alege Clujul. Da. Deci, și nu-ți lumea. Place aglomerația. Nici mie nu-mi place, nu. Mai bine prefer un oraș liniștit. Uite, da, ok, și în Oradea e aglomerația așa. Da, nu e același lucru. Nu e același lucru, deloc, asta vreau să ajung, că nu e același lucru ca și la Cluj. Clujul e a doua capitală a României, da, zic eu. Da, tot.
Și Oradea o să ajungă la nivelul ăla, dar deja Clujul va fi mult mai... Deci Oradea s-a dezvoltat foarte frumos. Da. Deci chiar e un oraș frumos. Știu. E și vezi, acum vor să meargă în Liga a doua. Vii și tu și rău la Oradea. Nu, nu o să las Ungaria pentru... Nu? Nici și foarte multă lume cu care mă întâlnesc când spune treaba asta, să nu las Ungaria pentru... Da, România. Și eu zic la fel. În orice. Eu ți-am zis că m-a arbitrat exact pe terenul ăla unde joci și tu, cred că... Sau unde ai zis că e o bază, nu mai știu că... Dacă îmi zici... Da, nu... Da. A fost altceva. Era, mă simțeam arbitru, adevărat, nu ca ce aici. Ce stadioane au față de... Mă duc pe Someșu. Eu m-am făcut un pic mic când am intrat peste domnul. Era full, era tribuna, era full, full, full. Și era Liga... Nu era Liga... Nu era 200. Nici nu cred că era a treia, era Cupa Ungariei sau habar n-am ce... Știi că noi mai trăitem arbitri acolo și ei vin la noi. Acum nu mai facem chestia asta, mai făceam. Și mi s-a părut așa foarte ciudat, că de-a văzut toată tribuna și nu avea nimeni treabă cu mine, nimic, nimic. Uh-huh. Nici nu a avut tot meciul, că a fost ok. Atunci mai știam arbitra. Uh-huh. Acum asta am spus, mie îmi place să arbitrez copii, nu pentru că e ușor, nu e ușor deloc. Poate nimeni e mai frumos, greu un pic. E fain așa cu ei. Se adaptează copiii. E fain, îi educ, nu strig la ei, nu... Nu-ți comentează înapoi. Mai comentează, dar... Poate asta e și problema copiilor și la fotbal, că se pierd pe drum. De ce se pierd pe drum? Chiar. Pentru că antrenorii poate nu gestionează emoțiile și trăirea copilului din teren. Unii nu gestionează, chiar cred nu. Pentru că, uite, copiii din ziua de astăzi, foarte puțin copii, sunt puternici mental. Foarte, și foarte puțin. Foarte și emoțional. Pentru că cedează foarte repede. Da. Da. Și poate pe mine asta m-a ajutat să plec de acasă de tânăr, foarte tânăr la 15 ani, 16 ani, să plec de acasă, da. Să pot să-mi interes psihicul. Da. Un da. Copil la vârsta e foarte fragil. Foarte, foarte și poți să-l scapi din mână. Foarte. Oraș. Dar tu la câți ani ai dus în București? La 15, 16 ani. Păi și cum ai trăit acolo? Singur? Da. Fără părinți, fără nimic? Fără. Hai, ca cu GPS-ul, am umblat 6 luni de zile. Plecat pentru basket la Baia Mare la 11 ani. Mamă. Dai distanță de 60 okay, de kilometri. Ok, dar nu vine acasă, stătea da, acolo da, la psihologic camin. E altfel un pic. Când te gândești da. București sau... Da. Și mult mai răi oamenii din București. Foarte răi. Îți diferiți, foarte da. Diferiți față de noi. Știu. Ideea e că trebuie să te adaptezi oriunde tu ca om. Poate ți-o zici cineva chestia asta înainte și tu ai luat, ai făcut așa. Dacă nu te adaptezi, nu ajungi nicăieri. Da. Și în Ungaria, nu ți-a fost probabil ușor la început, că nu e ușor să pleci no. dintr-un mediu în altul. Nu a fost chiar. Ușoară nici vestea, că pleacă. Da. Pentru cine? Pentru tine? Pentru ea, da. Ai fost supărată? Un pic. Păi dar după m-am gândit pentru viitorul lui și pentru... Da. Nu ar fi, era trist să-i zici să da. Și el să și rămână. Clar nu-i ziceam că nu, că nu... Nu e deloc ok. Nu e ok. Asta. Dar niciodată nu ne-am impus chestii de genul să nu mergi sau să nu vezi sau să nu rămâi sau să rămâi. Da. Cea mai mare prostie. Am dat vine cu o greutate, știi? Okay, bine. O fost la Siget, mi-era greu, ok, mergeam săptămânal la el, un weekend și așa. Da, nu-i mai aproape, un timp. 100 de kilometri, o oră. Și timpul e mai scurt. Da, da, mergeam cu microbusul, făceam 2 ore, că mergeam pe Baia Mare. Păi asta zic, că aici în Ungaria e mai rapid, nu? Tot o oră, jumate, două faci. Așa, dar nu mergi și pe autostradă. Da, da, știu, da. Pe lângă că era plecat, acum du-te mai departe, du-te în altă țară. Păi că îți faci permisul și mergi. Da. Îți, ia, îți iei mașină sau are el și ia el și... Nu, că părinții mei mă susțin și... Păi nu, după majorat, știi? Faci majorat, strângi bani și faci... Da. Mergi la colindat. Mai merg copii pentru bani la colindat. Da. Nu? Adică, pentru bani, da, merg, dar nu mai vin copii la colindat. Nu, nu mai vin de fel. Nu, anul ăsta, spun sincer, Crăciunul ăsta ce a fost, sincer, a fost primul Crăciun pe care eu l-am simțit că nu-i Crăciun. Da. N-am simțit spiritul pe care l-am simțit cu un an înainte când am cunoscut-o pe ea. Și atunci am mers toată noaptea, am mers la colindat, am mers din casă în casă. Deci, și nu mi-era de bani, nu mi-era de nimic, că mi-era să văd, să ne adunăm toți. Lumea. A început unul și după am continuat de la fiecare... Da, și prea fiecare pe acasă. Exact. Acum și ne-am adunat toți. La unul am fost acasă, unul, două, cam așa am fost acasă. Nici nu cred că era ora... Și nici n-ați fost la mulți, să zici, că nu știu ce. Doar la neamuri, da. Anul trecut am fost la prieteni, la neamuri... Au venit cu la... trompeta. Ai fai. Cu trompeta la alți prieteni, la alte neamuri de-a prieteni, nu știu, deci peste tot. Ai fai. Păi da, da, tu, făcând parte din ansamblul, trebuie să le propui, să mergeți
mai ales de Crăciun. Da, dar nu știi mai cum mai toată lumea vrea să stea acasă, mai ales în seara de Crăciun, să aștepte colindător sau să mai meargă pe la neamuri. Nu mai e așa. Dar de fapt nu se întâmplă chestia asta. Noi în clasa la 10... 11 ani, ne strângeam toată strada și ieșeam toți copiii la colindat. Noi ne bucuram dacă primeam un leu, dacă primeam o bomboană, ne bucuram. Știu. Era frumos că mergeam toți și atunci ajungeam acasă cu trăistuța. Da. Și... Ce bucuroși era. Dar era frumos, mă, atunci. Era foarte. Era iarnă, era zăpadă. Da. Ieșeam pe străzi cu sănile și cu un vecin de nostru are cal. Da. Și ne trăgea cu calul. Da. Da, ne trăgea cu sănile legate una de alta. Exact, și cu o sanie de aia mare, mare de lemn. Aha, noi venea bunicul, ne trăgea bunicul. Aia era faină. Da, deci foarte fain. Sau cu mașina, eram vreo 20 de săni legate de o mașină, ne trăgea. Aha, ce tare. Asta nu se mai întâmplă acum. În primul rând că... Nu mai avem zăpadă. Nu mai avem zăpadă. Pe de-am avut, n-am avut acum. Nu. Asta a fost pot fi. Trist, așa cât a fost, a fost. Da, în ultimii ani nu prea mai avut. Da, da. Când, gândește, eu am trăit în anii 95-2005, când era zise zăpezi atunci. Da. Fai de capul meu. Și atunci ce ziceai? Eu nu mai vreau să vă zăpadă. Nu vreau, da. Dar nu cred că chiar... Da, la un moment dat te săturai. Deci era exagerat. Da. Nu vedeai mașina. Deci mașina... Asta era zăpada pe marginea drumului. Și nu exagerez deloc. Noi făceam un om de zăpadă, îl scultam în zăpadă. Așa de multă zăpadă era. Și pe dig mergeam. Pe dig. Sau 17 la dâmburi acolo. Fai că mergeam. Cu plasa. Da, da. Săniile. Da. Unii mai nebumereau și pe cealaltă parte. Dig. Mai picau sobele, da. Patina un pic. În 16 acolo, în parcul... prietenie sau liniște, cum e. Acolo sunt niște dâmburi, mamă ce... La dâmburi, unde se fac ce festival, da. Nu știu. Nu, alea e în 17, în 16, acolo unde e biserica aia. Este o biserică, dar nu e greco-catolică. Da, da, da. Ma, nu contează, erau. Acum nu se mai întâmplă chestia asta, că părinții nu lasă să nu se lovească, da, să nu se răcească. Păi, vezi, și mentalitatea părinților s-a schimbat enorm. Păi tu îi arunci unui copil telefonul în mână, că ia și mănâncă și stai cu minte acolo. Da, uneori mai trebuie să-i dai, că altfel nu mănâncă. Nu, nu, nu e chiar așa, dar tu cum ai mâncat? Noi cum tu telefon? Nu, eu la telefon. Eu am avut telefon la 14 ani, în 2004, un Nokia de la atât. Da, da. Și atât ai. Atunci, de ce zici că trebuie să mănânci cu telefonul? Nu, nu e chiar așa. Atunci aveam YouTube să ne uităm în timp ce mâncăm sau în timp ce suntem la WC sau alte. Poate voi ați avut YouTube, dar eu nu. Nu, eu am prins. Chiar nu, am avut primul telefon cu clapetă. A, ești șmecherie deja. Nu, eu n-am avut YouTube, n-am avut nici internet. Ba, am avut în 2004 internet. Erau la muncă. În 2004, în primul an de liceu, am avut și calculator și internet. Prima dată. În 2005, scuze. Da. Voi v-ați născut cu asta. Da, într-un fel, da, dar nici nu pot să cam abuzat de chestia asta, că nici am avut telefon performant de mică. Ai avut noroc cu părinți bune, sau? Da, păi mă trimiteau la bunici, la bunica în Simicloș, da? Acolo îți dai seama. Și bunica mea a avut o soră în Simicloș. Și îți dai seama acolo ce telefon. Acolo? Dar acolo era fain, aveți câmp. Da, liniște. Da. Toți copiii erau afară, păi fratele meu ieșea acolo cu verișoara noastră. Te veneau verișoarele de la Oradea. La bunica, da, acolo copilării toți. Păi da, e fain să stai la țară, pentru că numai la țară vezi anumite chestii și poți să înveți. Și nu mănânci mâncare ca lumea, da. Nu mai bagi în tine toate prostiile și toți hormonii care sunt și mâncare. Și e fain, mă, nu-ți dai seama cum trece timpul de dimineață până seara. Păi stăteam toată ziua la pescuit, la țară. Asta era... Da, unde? În Atea. Atea? Da. Da, am auzit, da. De Dorolț. Aha. Tu pe Clasna pescuiai. Dar ce era acolo? Care vine despre Micul acolo. Bercu. Din Bercu vine. Este râul Bercu. Aia e un canal. Aha. A, nu Clasna. Nu. Da. Clasna era în partea asta, la altă, la bunica cealaltă. Clasna trece prin Craiul Dorolț, știi? Da. Râul Clasna. Nu Craiul Dorolț, nu în partea aia. Nu, acolo e... Nu, Dorolț. A, Dorolț. A, ok, n-are nicio legătură, da. Scuză-mă. Da, mă, chiar. Bine, cum ați bătrân, ce are și tu, ai zis că-s bătrân. Nu, nu ai zis că ești bătrân. N-ai zis. Nu. Bun. Interesant. Interesante poveștile voastre, cum parcursul ăsta. Mie îmi pare rău de parcursul tot în basket, că nu am mai continuat, că n-ai unde. Și mie îmi pare rău, eu am zis că dacă acum o să mă duc la facultate... Am să zic că e vreo șansă să... Da, da. Păi e bine. Da, îmi place. Fac sală,
Îmi place sala, îmi place sportul. Ești înaltă, ești exact, mai bună, da, pentru basket. Mi-e dor de basket, mi-e foarte dor de basket, mi-e dor de echipă, de comunicarea aia dintr-o echipă, știi? Chiar dacă suntem fete și fetele de obicei sunt mai rele. Nu știu ce comunicare e acolo. Da, suntem un pic mai rele decât băieții și la înțelegeri. Mult mai repede ne supărăm și nu ne împăcăm atât de repede. Aha. Dar e altceva. La noi nu prea există supărări. La băieți nu există așa ceva. Nu. La noi la fete mai sunt. Nici între arbitri și jucători. Există pe teren, dar după aia când se termină ne revenim. Dar la ele nici nu vreau să știu ce vorbesc și ce fac în vestiar când sunt numai femei. Când ne tragem de păr. Ce, vă trage? Nu. V-ați tras vreodată de păr în vestiar? Nu, că eram prea micuți să facem de astea. Da, se trag, să mai ajunge la discuții. Eu cred că da, am și o prietenă care joacă handbal și mi-a zis că în teren, deci dacă nu, dacă are părul prins în coadă, e foarte ușor să o tragi de păr și să pice pe jos. Deci la fotbal, da, și la fotbal, îl poți să tragi de tricou. Da. Și de păr, și de orice. E frumos, sportul de performanță e frumos, dar e greu să faci în România. Necesită multe sacrifici. Da. Foarte multe. Și dăunează grav sănătății, să nu uităm. De ce? Păi de ce? Uite, joci basket, da? Da. Toate oasele, toate articulațiile ți se mănâncă, joci pe parchet. Da, așa e. La fotbal la fel, vin anumite accidentări. Oh, mai ales ca fundaș. Exact. Dar avei cum intră în sintetic? De antrenament, da. A, nu, de joc. Nu, iarbă. Ca fundaș știu că e rău. Nu, no, da, asta este, trebuie să te faci atacant sau portar. Nu-mi place. Și ca portar e rău, dă câte unul în tine. Bine, joc fundaș lateral. Uh-huh. Bine, uh-huh. Și fundaș central la nevoie, da. Uh-huh. Postul e fundaș lateral, deci am și faza ofensivă. Păi asta zic, asta e și ideea. Mai nou, fundașul trebuie să știe să dribleze, să șuteze, să centreze, să, și cred că și portar trebuie să știe să fie. Da. Trebuie să aibă o anumită tehnică la construcție. Exact. Trebuie să aibă tehnică. Înainte nu era nici la ciobăneală, cred. Așa se numea. Dai, aia, ei, nu treci. Cum i-a zis asta la Didi? Ăla, tot fundaș era el și îi, adică numai Bursucu, cum îl cheamă? Dan Petrescu. Dan Petrescu. Nu trece nimic. Ai rupt și pe a nostru și pe a lor, rupt tot. Așa, asta era mentalitatea. Da, dacă mentalitatea asta am câștigat. Da, da, da. Bine, cum să zic. Ei aveau talent. Didi, Bursucu, astea, Petrescu, toți aveau talent. Hagi. Da, și pe lângă asta erau conștienți că în viața asta nu o să poată să facă nimic, în perioada aia mai ales, fără sport. Da. Și atunci trebuia să joace. Dar nici nu era așa bine plătit sportul. Da, bine plătit, du-te mă. Cu milioane de euro. Nu era atunci, nu era deloc bine plătit. Nu s-a îmbogățit niciunul. Ca și, ca exemplu, că mulți dintre ei au murit. Unii dintre cei dinainte de 89 care mai trăiesc sau au murit săraci. Dar nu era bine plătit, era numai că nu lucrai, da, da. Făceai numai sport. Lucrai, că mulți asta erau lucrai. Angajați în fotbal. Da, erau angajați, dar nu lucrau. Să joace fotbal. Da, dar nu era bine plătit, du-te, mă. Și cum când te gândești ce sume se învârși și toți joacă ca cizmele, mai ales la Naționala României, nu vreau să dau nume, că îi știm toți. Și deci aici sunt locale unde primesc o grămadă de bani. Și poate stau pe bancă sau și când intră în teren nu sunt nimic, știu. Exact. Da. Știu. Bine, acum noi avem pe moldovan care stă pe bancă, dar ăla e bun. Da. Orațiu? Da. Ăla e bun. La Atletico Madrid. Totuși, dacă ar fi încă vreo 10 ca el să ajungă Barcelona, Real Madrid și ar fi rezerve, nu cred că s-ar supăra. Nu. Acolo nu te super să fii și pe bancă. Chiar am un coleg care zicea, mamă, dacă ajung la Real Madrid și ajung rezervă, eu nu mă supăr, dar la echipa asta... Dacă suntem, cum să ajung rezervă? Da, da. Tu m-am gândit, oare de ce nu ajunge un român la Real Madrid sau la Barcelona? Renunță prea ușor. Și nu-i obișnuit cu presiunea. Acolo în presiune. Ungaria am pierdut 2-3 meciuri și ne-a dus un pic mai în jos, aproape de asta, și a venit conducerea clubului. S-a uitat la noi, nu a zis nimic și la un moment dat a zis, dacă nu ajungeți minim pe locul 8-7, nu vă primiți nici salariile și vă dau și afară. E. Și asta nu cred că a fost din glumă. No. Nu. E motivat. Ai zis că trebuia pe 7-8. Da, da, uite, la noi în România dacă vine și ești pe ultimul loc, zice că sunteți la retrogradare. Nu știu, mai a două bere, că poate câștigăm. Uite, în Ungaria antrenorul nu ne lasă să bem bere. Nici după meci. N-aveți voie să beți, nu? Și după meci toată echipa merge la masă.
Uh-huh. Indiferent. După aia, după ce mâncăm toți, suntem liberi. Poți pleca. Dar tot n-aveți voie să beți nici în timpul liber, nu? Acum când suntem la masă, ne lasă, da, o bere. A, ok, controlat, nu așa. Da. Nu vă îmbătați de porci. După, țin minte, după singură victorie, ne-a dus un bax, el ne-a dus un bax de bere în vestiar și a zis că beți. Dar îți spun sincer, nici unul. Nu a avut curaj să se apuce de bere. Și cine crezi că s-o... Tu! Eu. Dar o... Românul. Dar, eu bine, beau. Bine... Fie ce-o fi. Mai am colegi români care... care... mai beau cu mine o bere sau asta, dar... nu știu, le era frică sau asta, da? M-am luat și pur și simplu nu ne-au zis nimic, adică... am meritat victoria respectivă, chiar a fost o victorie foarte, foarte muncită. În deplasare. Da, felicitări. Mulțumim. Bine. Deci, cum ziceam la început, vă mulțumesc că v-ați luat timp din timpul vostru să veniți la Urban Podcast. De mult am zis că o să veniți de, când, de la Crăciun încoace, când ne-am văzut. Da, pe atunci. Mulțumim și noi de invitație. Dar acum s-a nimerit exact cum a trebuit. Am avut numai stand-up-uri, numai de-astea. Trăia ceva pe sport. La un moment dat am avut mulți sportivi din Satul Mare și după aia n-am mai avut. Așa am avut doi deodată. Da. Și, na, uite, cu rezultate, adică... Bine, tu îmi pare rău că te lăsa, dar o să-ți revii tu și o să... Probabil, la facultate, la în cadrul universității. La Oradea, sigur, o să poți să faci chestia asta. Cu siguranță. Și pe tine, cine știu de te vedem în curând. Pentru că acolo e o rampă de lansare mult mai bună ca în România. Da. Aici, de la Sighet, nu știu ce să zic, dacă te puteai tu duce undeva, că nu-i stilul... Poate acum, cu barajul, cum a prins barajul de promovare, probabil, da. Păi era în Liga a doua, atât, nu? Da. O echipă de Liga 2 sau chiar Liga 1. Nu cred că va fi de Liga 1 niciodată. Cum nici Olimpia nu cred că va mai fi de Liga 1 vreodată. Și ca să fie Olimpia de Liga 1, ne trebuie un finanțător puternic care are bune legături cu primăria. Și răbdare, nu rezultate de moment. Da. Aici ai văzut ce se întâmplă dacă nu are rezultate, nu? Da, afară antrenorul. Da, acolo nu e așa. Păi da, mă, dă-te afară antrenorul, nu faci nimic, da? Și tot schimb lotul de jucători. Da, tot îl scrie, dar n-ai făcut nimic. A, aduci unul, doi pe lângă, da, aia ca altfel. Să se acomodeze, să... Aia altfel, dar aici nu se întâmplă așa lucrurile, știi bine. Bine, mulțumesc. Mulțumim și noi. Mersi. Mulțumim.